sudul Mireasei nu e la fel cum ați avut voi în sudul Franței. Dar chiar cu Flore așa era. Deci era așa superb, superb. Păi exact, era muzicoglicemie acum de seară. Asta-ți mai lipsă ție. Deci, ce să mai zic? Exact, la noi exact foc de artificii a fost din prima clipă când ne-am văzut. Dragostea voastră, întâlnirea voastră a fost un foc de artificii. Exact. Dar nu s-a stins încă. Cum a cerut de nevastă, au apărut 4 focuri de artificii pe plajă. Păi, stai un pic, stați în sudul Franței. În sudul Franței, oricând ai cerut de nevastă, chiar dacă n-ai avea niciun leu în buzunar, tu ai un foc de artificii, pentru că acolo tot timpul e este cu focuri sublim. De artificii. Este sublim. Când vii în vacanță la mine odată? Unde? Păi acolo pe Coasta de Azur. Vezi că la 5. Trebuie să pleci de acasă, că eu am familie mare, numeroasă. Lasă eu că nu o să fie mai rău cum a fost la noi la nuntă. A venit toată familia și l-a dat foarte multă lumea, s-a dezis și mi-au trimis și pe alții cadou. Și au fost toți acasă, am avut 12 oameni. Știi cine de mai mult? Hotelul ăla mare, Martinezul ăla din Cannes? Știi? E, trebuie să îl închiriez pe tot când plec în vacanță. Bine, eu cu familia. Atunci du-te în altă parte și să fii sănătos. Bine, dar și câștig bani mulți din televiziune. Haideți, la poveste. Îmi place că te văd într-un super vibe astăzi, așa te simt. Super vibe, când am văzut atâta simpatie din partea voastră. Doamne, și ce grijoliu e bărbatul ăsta al tău. Sunt profund recunoscătoare, pentru că în timpul bolii tu ne-ai fost foarte mult aproape, și mie și lui Hervé. Ai luat tot timpul vești la noi, ne-ai întrebat, ne-ai susținut și vă mai dădeam câte un telefon din mult. Când în când, mai intram într-un Skype. Da, mai... da, să știi că n-au fost mulți care s-au preocupat de starea noastră și eu trebuie să-ți mulțumesc, pe bune, deci n-a fost toată lumea cu sufletul alături de noi. Mă bucur. Și poate nu se, nici nu se bucură unii acum că suntem bine, știi, adică... Bine, voi sunteți pentru fix.
protocolul. Tratamentul. Da, și-o dat seama că corpul meu plecase într-o degringolare totală. De 10 ori mai mari transaminazele, deci eram aproape în stadiu de hepatită. Și atunci și-au dat seama că trebuie să-mi schimbe tratamentul, iar corpul meu și-a revenit imediat. Pentru că în decembrie, de fapt, înainte să ca boala să se declanșeze, aveam analizele impecabile. Deci contează foarte mult bagajul cu care pleci. Știi, ca să zic așa, să ai totuși grijă de tine. Plus minus o lună, două. Da. A fost fix un an de zile în care, pe care tu l-ai numit un an sabatic. Da. Păi îți dai seama că a fost un forțat an sabatic. Da, forțat sabatic. N-am putut să mai iau avionul, să onorez concerte, să lans. Da, la spital. Am dat un pic ordinea de priorități. Am lăsat așa cariera un pic deoparte, ambițiile personale și mi-am dat seama că e foarte important să privilegiez timpul cu el, cu fata mea, cu... să-mi acord și puțină vacanță, pentru că n-am niciodată fetița vacanță. Fetița ta cum a trecut peste... Ea la început, când a auzit că mami are cancer, n-a știut ce înseamnă. Și i-am spus, bineînțeles, dar au panicat-o prietenele ei, care au început să-i spună, mami, a ta o să moară.
Da, care era un fals jurnal și care practic m-a exilat din România, din mai multe puncte de vedere. Am fost exilată ca artist. Încă o dată, că a trecut o eternitate de atunci și publicul s-a întinerit. Deci, Rona este victima, pot să zic, acelei mai emisiuni cu cea mai mare audiență din istoria televiziunii post-decembriste. Mai mare decât orice meci de fotbal al României. Am făcut 44 de audimat. Când a ieșit Corneliu Vadim Tudor, nu? Da, da. Cu un jurnal intim, da, presupus să fi scris de Rona Harner, un jurnal intim în care ea îți descrie regătura ei de iubire cu președintele de atunci, Emil Constantinescu. Așa spune în jurnal. Așa adică, spune în jurnal. Da, deci tu total n-ai avut un astfel de... Nici o legătură. Ai avut jurnal, dar n-ai avut acest jurnal. Jurnalul meu a stat vreo 5 ani pe la procuratură. Jurnalul meu real autentic. Scris, da, autentic, unde scriam poezii, gânduri de genul ăsta, tot felul de filozofii de ale mele. Jurnalul meu real este o metaforă, eu vorbesc cu Dumnezeu, scriu, adică am alte chestii, pictez, adică nu-ți povestește aventurile. Dar în primul rând nu am avut aventură cu președintele, pentru că aș fi asumat-o. Eu dacă aveam o aventură cu președintele, o asumam. La cât de nebună ești, cred că ai fi dat peste cap toate serviciile și toate calculele politicienilor, politologilor. Exact, deci dacă eu aveam o relație, o spuneam eu, n-aș avea nevoie să o descopere cine știe cine. În general, am asumat tot ce am trăit în viață. Dar pe mine, ce m-a afectat foarte mult în acel jurnal, și nu vreau să mă leg de Corneliu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte, pentru că ar fi laș din partea mea pentru o persoană care nu mai se poate apăra, acum să încep să arunc, să-mi proști cu noroi. Deci, ceea ce mi-a făcut foarte rău acel jurnal este că a schimbat punctul de vedere asupra mea. Eu eram în Franța cunoscută, luasem 7 premii în unanimitate, cea mai bună actriță europeană. Dar nu te știa nimeni în România. Și nu mă știa nimeni în România. Avusesem o pagină în revista Cinema și visul vieții mele era ca filmele mele să fie date la Scala, la Patria, să merg cu tata, la premieră, nu știu ce. E, filmele mele n-au ajuns niciodată în România. Am făcut 37 de filme, am făcut 16 albume și eu, practic, mi-a fost furată cariera artistică de acest scandal și a fost deturnată înspre o chestie de a fi vedetă de scandal. Iar eu nu eram pregătit să fiu amanta vedetă președintelui. Și câte scandaluri mai ai văzut tu pe mine? De atunci niciunul. Păi, exact. Cred că trebuie să luăm